Ne-am întors la pagina de sport recreativă a emisiunii. Constantin Budescu a fost desemnat fotbalistul anului la Gala Fotbalului Românesc. Iar Gheorghe Hagi a primit premiul pentru antrenorul anului. Asta am aflat, Dane. Altfel, nimic pentru Dinamo. A câștigat totuși astăzi cu 3-0. Un meci pe care n-avea voie să-l piardă cu Sep și Sfântul Gheorghe. Meci din etapa 20. Mai sunt 6 etape din sezonul regular. Dinamo este la un singur punct de intrare în play-off, Dane. Față de Astra și de viitorul, Dinamo nu are decât un punct restanță. Așa este fatalistă Sepsi în meciul de astăzi, atât în timpul meciului, în timpul partidei, cât și după la declarații. Era oarecum de neevitat, se pare, acest rezultat. Dar, într-o notă mai optimistă, să spunem, Kayserispor reușește să bată în deplasare la Alanyaspor 2-1 și Mudic așadar ajunge pe locul 3, să spunem, la egalitate cu Fener, Galata și Beşiktaş. Nu, Galata are 3 puncte peste el. Galata, scuză-mă, are 3 puncte, adevărat. E la egalitate cu Fener și cu Beşiktaş. Meciul următor, el jucând acasă cu Beşiktaş. Dar o știre de ultimă oră, Radu, chiar acum am văzut, a ieșit bătaie la final, la conferința de presă, și Mudică s-a ales cu nasul spart. L-a bătut ăia de la Alania. El a câștigat în minutul 93, să spunem, un gol al fostului jucător al lui Toulouse, Umut Bulent, ăla l-a salvat pe el. Alania juca în 10 oameni și așa este, da. S-au fierbântat, da? Într-adevăr, și l-au bătut. Conform Gazetei Sporturilor, eu nu voiam să vorbesc despre asta, dar dacă mă întrebați, să spun că antrenorul lor a venit spre mine, eu eram cu echipa, așteptam să plecăm, a venit la mine și m-a lovit chiar aici, sub ochi, lângă nas. Bun. Nu am venit în Turcia să fac box, nu am brațe puternice, nu vreau să mă cer cu nimeni, dar am minte aici, sunt puternic. Evident. Pe cai mari de tot, Marius și Mudică deocamdată la Kayseri. Absolut, la 4 puncte de lider. Da, după 14 etape, într-adevăr, este la 4 puncte de lider și la 3 puncte de colosul Galatasaray. Bun, Dane, restul lăsăm pe mâine. Absolut. Mâine de la ora 16, emisiunea 11 metri, revine în dreptul și va vorbi și despre Islanda, sigur, dacă va putea, dar și despre restul actualității sportive. Toate bune! La revedere, Radu! Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni! Bun găsit la emisiunea noastră Un Pont pe Zi. Iată, facem bilanțul weekendului și ne frecăm mâinile de bucurie pentru că au fost foarte multe ponturi corecte. 38, dacă nu mă înșel. Îl salut pe Sabin. Bună seara, Sabine. Salut, Dane, salut, Pariu. Da, 38 de ponturi 38 corecte. De ponturi și spunem cum stăm cu bilet, mă rog, nu-i bilet, cu ponturile noastre din rubrica Superbet. Am avut, de această dată, am avut 6 ponturi corecte. 6 ponturi corecte. 6 ponturi corecte, da. Deci din totalul de 38 de ponturi de câștigătoare oferite pe weekend în emisiune Un Pont pe Zi de joi și vineri, 6 au fost din această rubrică a pronosticurilor Superbet. Dacă ar fi să facem o scurtă trecere în revistă a pronosticurilor propuse în cele două emisiuni, să spunem că pe germane am fost la procentaj aproape de 100%, în Liga la fel, din nou, uite, Franța, la fel ca și în sezonul anterior, Franța ușor-ușor începe să ne ofere rezultate mai apropiate de normal și mai ușor de intuit. În Serie A am avut un parcurs foarte bun, au fost oferite 6 ponturi, din care 5 câștigătoare. Din nou pe Liga 1 am avut pronosticuri bune, ți-au ieșit ție ponturile, ambele marchează la meciul Craiovei, FCSB a câștigat mai clar decât am anticipat noi cu acel pariu simplu, s-a distrat cu Juventus, un adversar net inferior valoric. Și spuneți să bine de Dinamo că va câștiga fără probleme meciul de la Sepsi. Eu n-am crezut, nici nu îndrăzneam să sper, dar iată că până la urmă și acest pont al tău a fost corect. Da, a fost o etapă bună pentru cei care au pariat pe Liga 1. Spunea și de Iași, uite, Iașul a câștigat meciul cu Astra, pentru 1 solist aveam o cotă de 2,70, la 1 cu handicap 0 o cotă foarte bună, 1,95. Și încă o dată am avut foarte multe ponturi din campionatele mai micute, cele spre care pariori își îndreaptă mai rar atenția, dar pe ligile inferioare din Anglia am fost din nou 100%, în Portugalia am pariat pe Braga, în Vente Ajax peste 2,5 goluri, a fost show, în Belgia 2 ponturi corecte.
și din handbalul feminin am avut iarăși pronosticuri corecte. România-Paraguay, echipa oaspete să marcheze sub 1,5 goluri în prima repriză. A fost o victorie la pasta a României cu doar 7 goluri înscrise de adversare. Dar ne așteaptă meciul cu Spania și vom avea niște lucruri interesante de povestit acolo. De asemenea, avem zi de Champions League. O să vorbim despre meciul zilei Unibet, care este unul cât se poate de interesant. Chiar dacă miza nu mai e chiar foarte reală, e vorba de întâlnirea dintre Bayern și PSG. Și, bineînțeles, vom trece în revistă toate celelalte partide care merită atenția noastră. Începem așadar cu meciul zilei Unibet, o partidă la care ne așteptăm să vedem ceva spectacol. În tur, PSG s-a impus cu scorul de 3-0 și, în mare parte, ecuația, primelor, câștigării grupei, să spunem așa, este rezolvată, pentru că e greu de crezut că Bayern ar putea să întoarcă acest 3-0. Ar avea nevoie, practic, de un 4-0, pentru că nici golaverajul nu este favorabil. PSG și-a odihnit în weekend câțiva dintre jucători. Cavani a intrat pe parcurs, Verratti iarăși și el menajat. N-a fost de bine această idee, pentru că PSG a pierdut la Strasbourg, însă sunt convins că parizienii nu vor veni la München pentru a face doar act de prezență, ci este în joc chiar mândria lor, fiindcă au nevoie de meciuri tare, au nevoie de repere la care să se raporteze, Strasbourg nefiind nici pe departe un astfel de reper. Așadar, Bayern München are prima șansă la victorie, 2.50 cota pentru unul solist, 2.75 însă este cota pentru 2 solista. Vedem că nu e o diferență foarte mare. Egalul, o cotă de 3.70 și ne întrebăm, Sabine, oare ce ar putea ieși dintr-o astfel de partidă? Crezi că elevii lui Jupp Heynckes și-au găsit forma aceea la care speră ei? Da, bine, e greu să-ți găsești forma în campionat, pentru că, exceptând 2-3 echipe în Bundesliga, restul sunt mult, mult sub Bayern. Practic Bayern și restul lumii. Și Dortmund acum este din formă. Schalke e acolo în vârf, dar degeaba. Gladbach a învins-o pe Bayern, dar probabil dacă se mai joacă de 10 ori meciul ăla, nu mai consemnă un astfel de rezultat. Da, întrebarea este dacă... Da. Ok, cu Ancelotti Bayern n-a funcționat la parametrii doriți. Cu Jupp Heynckes, oare și-a găsit ceea ce caută Bayern München? Da, teoretic da, dar Bayern cred că a pierdut teren în ultima vreme în ceea ce privește lotul, pentru că transferurile gândite de Ancelotti nu au fost la nivelul acelui Bayern pe care l-a avut Heynckes acum 3-4 stagiuni. Vestea bună e că vine iarna dată și o să vină și perioada de transferuri odată cu ea, Da. E adevărat, sunt și mulți absenți în tabăra gazdelor pentru această partidă. Ribéry și Robben indisponibil, Neuer în continuare indisponibil, Thiago Alcantara este și el accidentat, iar Bernat este incert pentru partida de mâine. În tabăra cealaltă, Thiago Motta și Lucas Moura sunt accidentați și nu vor juca. Da, pierderea cea mai grea eu cred că este portarul Neuer, pentru că este clar punctul de sprijin acolo în defensivă. Ribéry și Robben, da, jucători pe care Bayern sau orice echipă mare are oricând nevoie, dar pot fi înlocuiți, deși Robben sau devoluția lui Robben au contribuit mult la revenirea echipei. Vreau să te mai întreb un lucru, Sabin. Crezi că, mâna lui Guardiola, aș vrea să spun, influența lui Guardiola la Bayern München a început să se destrame sau s-a destrămat definitiv? Da, să știi că mi-a pus și eu întrebarea asta. Da, cred că Heynckes nu acceptă influențe, el acceptă eventual, să împrumute anumite idei foarte, foarte bune, dar este un antrenor mult prea experimentat și cunoaște prea bine clubul pentru a accepta astfel de interferențe, mai ales că vorbim de o perioadă încheiată cu ceva timp în urmă. Tot revin la o idee pe care ai spus-o, ai remarcat-o foarte bine în startul analizei. Da? Eu cred că miza acestei partide este chiar mândria celor două echipe, pentru că nu se mai pune problema ca Bayern să o învingă în acest moment pe această PSG, forma în care este PSG. E adevărat, dar și PSG e destul de capricioasă. Hai să mai vedem câteva cote înainte, Sabine,
de a merge mai departe. X2, adică PSG nu pierde, o cotă de 1.58. PSG să marcheze primul gol, o cotă de 1.91 și cel puțin 4 goluri în meci, o cotă de 2.28. Astea sunt cote din oferta Unibet pe care noi le-am ales pentru a, eu știu, răspunde eventualelor întrebări pe care și le-ar putea pune cei care ne urmăresc. Probabil că sunt oameni care spun, domnule, PSG-ul nu pierde partida asta. Uite, o cotă de 1.58 sau PSG deschide scorul, 1.91. Poate, și cred că e foarte probabil să stea lucrurile așa, telespectatorii să gândesc la o partidă cu goluri. E bine, un meci cu multe goluri, cel puțin 4, are o cotă de 2.28 și să nu uităm că, așa cum vă spuneam, Bayern München ar avea nevoie de o victorie la 4 goluri diferență pentru a trece pe primul loc al grupei. Cred eu că e exclus să se întâmple așa ceva. Noi am selectat câteva variante pentru, mai precis două variante pentru pontul acestei partide. Bayern să aibă cel puțin 6 cornere, o cotă de 1.62 și 3-4 goluri în meci, o cotă de 2.40. Analizăm pe presiunea pe care Bayern o va exercita în stadul partidei. PSG va sta mai ceva mai liniștit, nu o interesează în mod deosebit. O interesează un rezultat pozitiv pentru a clarifica lucrurile în ceea ce privește cea mai bună formație a grupei, dar nu mai mult. Da, știi ce vreau să întreb, Sabin? Da. Ca să putem trece mai departe. Meciul nu mai are o miză reală, să spunem, dar am explicat de ce. Dar, crezi că vom fi dezamăgiți la finalul partidei? Da, nu cred că vom fi dezamăgiți. Am mai văzut meciuri cu miză între echipe puternice și nu am fost dezamăgit. Nu-mi imaginez să fie un, păstrând anumite proporții, un Manchester City cu Feyenoord din runda anterioară, o partidă, nu neapărat plictisitoare, dar o partidă ca fără noi. Sau un Barcelona-Juventus, că l-am avut. Da, Barcelona-Juventus sau Olympiacos-Barcelona. Da. Nu, ne așteptăm la o partidă bună, o partidă sau rezultatul final al partidei va conta foarte mult de ceea ce va reuși Bayern în primele 20 de minute, atunci când va avea forcing-ul de start, forcing-ul care îi va spune și ei clar dacă poate să realizeze un rezultat deosebit în așa este, bun. PSG-ul. Mergem mai departe, mai e o partidă extrem de interesantă, o partidă care de data asta are o oarește miză. E vorba de întâlnirea între Chelsea și Atletico Madrid. Haideți să vorbim un pic și despre acest meci. E bine, se pot spune multe și despre Chelsea și despre Atletico Madrid, dar ceea ce mi se pare foarte interesant este faptul că Chelsea e singura echipă care a bătut-o pe Atletico Madrid în acest sezon. Da, a bătut-o într-un moment foarte slab al lui Atletico, pentru că ne amintim cum a început sezonul, rezultate palide, așa, în campionat, echipa în primul rând nu marca. Ceea ce nu prea mai e cazul în momentul de față, pentru că Atletico a început de la partida cu cine au făcut ei 0-0, cu Real Madrid, a început să crească, să-și crească nivelul. Au fost și înainte o serie de partide bune, rezultate, bine, meciul cu Carabag a fost cu adevărat tratat și a fost partida dubla cu Carabag. Da, să zicem returul, pentru că în deplasare acolo s-au mai pierdut puncte, dar acasă chiar a fost de neinteres rezultatul, dar cred că atunci s-a restartat, s-a întâmplat ceva la Atletico, s-a tras bine și s-a spus ok, am ajuns chiar foarte, foarte rău. Și în momentul de față nu stă deloc rău. E locul 3 în campionat. E adevărat, în grupă lucrurile sunt mai degrabă potrivnice. De ce? Pentru că în momentul de față Chelsea are 10 puncte, urmează Roma cu 8 puncte și Atletico Madrid cu 6 puncte. Așadar, Roma trebuie să nu o bată pe Carabag, ceea ce mi-e foarte greu să cred. Victorie Chelsea, așadar, prieteni, cota e de 2 și 10. 1 solist, 3.50 cota pentru un rezultat egal și 3.80 cota pentru 2 solist. Așadar, cei care cred că Atletico Madrid chiar ar putea să o bată pe Chelsea și să obține cele 3 puncte pe care le vizează, altfel nu mai are nicio șansă la calificare, beneficiază de o cotă de 3.80, o cotă bună, aș spune eu. Totuși, degeaba va câștiga Atletico dacă Roma nu se încurcă cu Carabag. Greu de crezut, repet acest lucru. Am mai selectat câteva cote, Sabine. Hai să vedem ce am mai putea, eu știu, lua în considerare, nu neapărat paria. Da, sunt 3 cote de peste 2-1-1 scor corector când în meci, la o cotă de 2.40, peste 10,5 cornere în partida de la Londra, cota de 2.25, Griezmann va scrie la o cotă de 2.60, Griezmann a marcat golul victorios în meciul cu Sociedad din weekend, târziu în meci, și interesant a fost reacția în momentul în care a fost înlocuit. Griezmann părea într-un mic conflict așa cu antrenorul sau în sfârșit
lipsa lui de eficacitate a început să se deranjeze. Au fost multe îmbrățișări acolo și da, bă, a fost o dovadă de, nu știu, de intrare în normalitate, dacă vrei. Au ieșit lucrurile de data asta așa cum își doreau, însă ce trebuie să se întâmple în această grupă? În primul rând, Chelsea poate pierde șefia clasamentului dacă nu o bate pe are 10 puncte, ar face 11 și da. Trebuie să scoată cel puțin un egal cu Chelsea, așa e? În partida, în meciurile directe cu Roma stă rău, a pierdut cu 3-0 la Roma. Așadar, obligată să o bată pe Atletico. Obligată okay, să învingă. Okay. Bun, așadar, Chelsea, un motiv în plus să fie atentă. Altfel, cum Roma probabil va câștiga cu Carabag, atunci și la acest meci ne așteptăm la destulă prudență din partea gazdelor. Pontul, Sabin, care este? Două ponturi sunt pentru această partidă, oaspeții peste 1,5 cartonașe la o cotă de 1,45 și pauză sau finalic pentru o cotă de 1,80. Bun, Atletico fiind echipa forțată să scoată ceva din meciul ăsta, probabil va juca și mai tur, mai ales dacă jocul nu este favorabil. Atât deocamdată despre Liga Campionilor, însă vom reveni puțin mai târziu. Ne îndreptăm acum atenția către Campionatul Mondial de Handbal Feminin și mai precis către partida România-Spania. Am văzut disputa cu Slovenia. Sabina, nu știu dacă ai văzut partida. Da, am văzut ambele meciuri ale României. Cu Paraguay, sincer, nu m-am uitat pentru că nu știu dacă a fost mare lucru de văzut acolo. N-am văzut meciul. Antrenament, așa m-am gândit și eu. Însă cu Slovenia am observat o serie de lucruri interesante și cred eu că trebuie luate în considerare atunci când pariem. E adevărat, nu sunt un specialist al handbalului. Urmăresc naționala doar când sunt meciuri din astea mai importante, calificări sau turnee finale. Însă ce am văzut de data asta a fost următorul lucru. Am avut noroc cu Slovenia, pentru că, să nu uităm, au trimis balonul în bară în momente extrem de importante adversarele noastre și au avut vreo 3-4 șuturi în bară. Portarul nostru, Dedu, a fost, Denisa Dedu, parcă o cheamă, extrem de inspirată, un joc foarte bun și mai ales faza aceea pe final, când erau să ne egaleze la 29, a fost poate cheia partidei. Portarul lor, foarte slab, portarul Sloveniei, n-a scos mai nimic, cel puțin în partea a doua a partidei. Extremele noastre au fost eficiente, însă nu mi s-au părut foarte percutante altfel și cred că împotriva Spaniei va fi ceva mai greu. Cristina Neagu, singura de pe teren care într-adevăr poate schimba soarta unei partide, însă să ne uităm ce s-a întâmplat cu numărul 6 de la jucătoarele slovene. Îmi scapă numele, Vos, parcă Ana Vos sau ceva de genul ăsta o chema. În prima parte a meciului joacă foarte bine, e cea mai periculoasă adversar, aproape de neoprit, marchează multe goluri. E bine, jucătoarele noastre decid să urce mai sus, să o blocheze. Cred că dacă spanioloaicele vor proceda la fel cu Cristina Neagu și o vor bloca pe Cristina Neagu, nu prea are cine să vină din spate și să compenseze acest lucru. Altfel, am remarcat-o pe Buceschi, un meci foarte bun. Pintea, o jucătoare interesantă, dar mi-e teamă că încă nu-i coaptă pentru o astfel de presiune. Și avem cotele partidei, atât noi cât și Spania, cotă 2-10. Practic egalitate la casele de pariuri între naționala noastră și naționala Spaniei, în vreme ce e un rezultat de egalitate are cota 8. Sincer, aș visa la un rezultat de egalitate, dar mi-e teamă că ne bate Spania. Da, pe de altă parte, meciul cu Slovenia, deși am avut o partidă grea, fără îndoială, să nu uităm că am întâlnit formația care a mis-o pe Franța, care a furnizat o primă surpriză în această grupă, o echipă care a început să crească, un lot bine închegat și o formație care deja și-a depus candidatura la calificare în faza următoare. Cu puțin noroc, ținând cont și de acest succes contra Franței, ar putea încheia chiar mai bine în grupă în funcție de rezultatele României și Spaniei. Da, am văzut declarațiile de înaintea meciului, întreg lotul Iberico va ține pe Neagu, asta e sigur, toată lumea a vorbit doar despre Neagu. Mă gândesc că poate ar fi un atu al României, pentru că în momentul în care automat ai o jucătoare, se întâmplă practic ca în fotbal, deși sunt mai puține jucătoare. Avem pe Messi.
Da, îl avem pe Messi. În momentul în care toată lumea ține o singură jucătoare, poate se vor ivi mai multe posibilități, cum ai spus și tu, pentru flancuri. În același timp trebuie să fim mult, mult, mult mai atenți în defensivă, pentru că meciul cu Paraguay, de exemplu, deși un antrenament cu public, a primit 17 goluri, iar în partida cu Slovenia, 28. Deja mi-a plăcut un lucru. Spunea Cristina Neagu, zice în felul următor, dom'le, am primit 28 de goluri. E foarte greu să marcăm în fiecare meci mai mult de 28 de goluri, așadar trebuie să ne organizăm mai bine în defensivă. Și iarăși mi-a plăcut felul în care Cristina Neagu își conducea colegele pe teren, încercând să le explice, să le ajute, să le încurajeze și așa mai departe. Totuși, un alt atu pe care îl avem este chiar selecționerul Martin Ambros, care e spaniol, care probabil știe mai multe despre handbalul spaniol. A mai scos câteva cote pentru această întâlnire. Spania se înscrie sub 24,5 goluri, o cotă de 1,76. Spania înscrie prima 5 goluri, adică ajunge prima la 5, o cotă de 1,97 și victoria României cu handicap minus 1,5, adică la cel puțin 2 goluri, o cotă de 2,70. Cam astea sunt variantele la care ne-am gândit noi că v-ar putea interesa, însă pontul nostru, Sabine, e pe goluri. E pe goluri. Credem că va fi o partidă echilibrată. Majoritatea meciurilor directe au fost echilibrate, chiar și amicalele din acest an. Unul câștigat de Naționala Spaniei, celălalt de România, fiecare pe teren propriu. Și în multe din cele mai recente partide directe s-au marcat sub 50 de goluri. Ne gândim că fiind și un derby pentru primul loc al grupei, deja este clar, pentru că Franța a pierdut o partidă, câștigătoarea are șanse majore să se impună în grupă, ne gândim că va fi un meci echilibrat cu goluri puține, sub 50,5, credem noi, la o cotă de 1,48. Foarte interesant acest pronostic, îmi place, cred că România nu va mai marca la fel de multe goluri. Rămâne de văzut totuși care e dinamica partidei. Mă face cu ochiul, sincer vă spun, acel 8 pentru un rezultat de egalitate, însă mai degrabă înclin balanța către Spania, deși recunosc că nu am văzut Spania la acest turneu final. Mergem mai departe, am vorbit de această cotă 8, mi s-a făcut poftă de cote bombă, adică de cotele Win Masters. Sabine, care sunt cotele alese pentru mâine? Ne-am gândit la trei meciuri de Liga Campionilor, evident, Bayern PSG 1 final și peste 1,5 goluri până la pauză, o cotă de 4,70. Chelsea Atletico Madrid, oaspeții deschid scorul și X final, uite o variantă foarte interesantă din oferta Winmasters, o cotă de 7, o cotă foarte, foarte mare. Și AS Roma cu Carabao, 2-0 scor la pauză, cota 4,10, ne așteptăm ca Roma să domine partida clar și din primul minut. Acum trebuie să-ți mărturisesc ceva. În urmă cu mai mulți ani, descoperisem un tipster care dădea ponturi din baseball. Eu nu mă pricepeam absolut deloc la baseball. Și cum procedam? Mă uitam la handicapurile lui cele mai mari. Spre exemplu, handicap minus 12 la cota 4. Și atunci puneam și eu handicap minus 1 la cota de 1,50. Și de fiecare dată, nu știu dacă lui ieșea de fiecare dată, dar mie mi-ieșea aproape mereu. Cei care ne urmăresc cotele bombă, evident, pot proceda într-un mod asemănător. Adică să vadă, domne, cum au gândit ăștia pariu. Păi, spre exemplu, Roma-Carabag 2-0 la pauză, 4-10. Hai să iau Roma-Carabag scor corect 2-0 oricând în meci. Sau, eu știu, Bayern PSG... Unu pauză, unu final. Da, 1 pauză, 1 și așa mai departe. Bayern PSG 1 și peste 1,5 goluri în prima repriză, 4,70. Totul e de inspirație, pentru că evident inspirația e cea care face diferența. Mergem mai departe, haideți să vorbim un pic și de pariurile la cerere, Sabine. Săptămână mare pentru FCSB, săptămâna în care se va califica în primăvara Europa League, un lucru meritoriu pentru campionatul nostru, așa cum Astra ne-a bucurat în anii trecuți, iată, și FCSB ne face o astfel de bucurie. Problema e ceva, ce se va întâmpla din primăvară încolo, pentru că dacă FCSB-ul nu câștigă grupa, lucrurile vor fi mult mai complicate. Sabin, care este propunerea noastră pentru meciul cu Lugano? Ne gândim la o partidă cu goluri multe, cel puțin 4, dar și cel puțin unul dintre aceste goluri marcat din penalti. Așteptăm să vedem ce cotă primim de la cei de la Winmasters. Bookmakerii Winmasters ne vor pregăti cota imediat, mâine dimineață, și oricine dorește să parieze pe această variantă, deci peste 3,5 goluri, cel puțin o reușită din penalti,
poate intra pe site-ul lui Masters în rubrica de pariuri speciale, iar acolo vor găsi cotă pentru această variantă, dar și pentru alte variante pe care noi sau alți utilizatori lui Masters le-au cerut. Așa este. Mergem mai departe și vedem acum subiectul care sunt convins că interesează pe foarte mulți dintre telespectatori, și anume biletul zilei de mâine, biletul Superbet. Una dintre rubricile vedete ale emisiunii noastre, biletul Superbet, e cel care ne provoacă în fiecare zi să găsim câteva meciuri, să le punem pe un bilet și să avem o rată mare de reușită cu acest bilet. Până acum, cred că au fost 11-12 bilete pe care le-am dat noi. Sabine, cam câte am câștigat din ele? Cam 8 au fost câștigate. Dar cam 8 din 11 sau din 12, ceva de genul ăsta. Da. Să reținem faptul că am avut și aceste calupuri de ponturi pentru weekend-uri. Le scoatem. Ok. Păi nu, asta am și zis, nu sunt un bilet, sunt ponturi din ofertă. Da, ponturi în care am evidențiat oferta Superbet, o ofertă care vine în sprijinul pariorului printr-o serie de variante pe care e clar la alte case de pariuri nu le întâlnim și uite... Asta am spus și eu, e ușor să câștigi cu variantele astea. Mă gândesc, Sabine, o mulțime de partide pe care nu le poți pronostica 1x2, dar poți să joci varianta mult mai simplă. Și de multe ori varianta simplă, când cauți în oferta casei tale preferate, vezi că acolo nu este. De ce? Pentru că bookmakerii se tem de ea. Însă, noi am descoperit variante care sunt atractive la Superbet și hai să vedem bilețelul. Ok, Celtic Anderlecht, 1x și cel puțin 2 goluri în meci, la o cotă de 1.43. Asta prin prisma faptului că Celtic a bătut în tur în Belgia 3-0. Cu 3-0. Și în general are evoluții bune pe teren propriu. Roma Karabakh, 1 cu handicap asiatic, minus 1.5. Iată, găsim și variante asiatice în oferta Superbet. Puține case terestre ne oferă astfel de variante, cota 1.32. Harrogate cu Kidderminster, ambele marchează, cota 1.45, deja am coborât din Liga Campionilor în ligile inferioare engleze. Și Stirling Albion, Peterhead, 26 goluri în meci, partidă din Elveția, la o cotă de 1.22. Uite, e un pariu ideal pentru cei care nu știu pe ce linie să meargă. O fi over, o fi under, dar eu cred că se marchează. Dar cât se va marca dacă se termină 1-1-2-0-0-2? Uite, alegem un 26 goluri și suntem acoperiți în orice variantă. Puteam alege un 2-5 goluri, dar sunt ligi inferioare din Scoția, unde se înscrie destul de mult. Așa este. Sabin, trebuie să-ți mărturisesc că mi-am făcut un bilet cu 26 goluri, 26 și 25 goluri, interval de goluri, între 2 și 5 și între 2 și 6. Sâmbătă câștigam o sumă imensă. Un meci m-a scos Bremen cu Stuttgart, a fost 1-0, dar o partidă în care au fost enorm de multe ocazii de gol. Mă rog, asta a fost să fie. Altfel, o idee foarte, foarte bună. Trecem mai departe. Hai să vedem care sunt restul meciurilor de mâine. La Roma Karabakh trebuie să luăm la puricat oferta, să vedem care sunt variantele care favorizează echipa gazdă. Noi am selectat gazdele, marchează în ambele reprize, o cotă de 1.48 și mâine în Liga Campionilor, Barcelona joacă cu Sporting pe teren propriu. Ce jucăm aici, Sabine? Putem încerca un ambele marchează, ținând cuvânt de faptul că Barcelona a câștigat deja grupa, pe când Sporting are nevoie de un succes, deși ar putea fi inutil, sau astăzi să câștige cu handicap de plus 3.5 conere la o cotă de 1.55, deci să nu aibă Barcelona cu mai mult de 3 conere în plus peste adversară. Da. Deci ca bază avem 3 variante de pariere, X2, cota 1.43, gazdele peste 3.5 conere la o cotă de 1.56 și oaspeții peste 1.5 cartonașe, o cotă de 1.49. Bazele are nevoie de puncte aici pentru a termina pe locul 2, imediat în spatele lui Manchester United. Celtic Anderlecht peste 2.5 goluri, cam tot pe aceeași linie cu pariul de pe bilet, doar că de această dată pariem fix pe goluri. 3-0 în tur, Anderlecht ar trebui să forțeze, pentru ce nu știm sigur, dar Celtic acasă, o formație capabilă să ofere meciuri spectaculoase. United cu CSKA Moscova sub 1.5 goluri în prima repriză, cota 1.41. United este deja calificată, a câștigat și grupa după 4-1 la Moscova, dar un egal a lămurit pe deplin situația. Și la Pireu, în meciul Olympiacos cu Juventus, 1 cu handicap asiatic plus 2.5,
o știm pe Olympiacos rezultabilă pe teren propriu, măcar știu, prin prisma afarilor, dar... Adică nu pierde rău, nu? Nu cam asta rău. E ideea. Nu pierde rău, da. Așa e. Mergem în National League North din Anglia. Da, Harrogate, Kidderminster, același pariu, ambele înscriu o cotă de 1.45. National League, dar partea de sud, Oxford cu Truro, ambele marchează o cotă de 1.43. În ce către trofii, acea competiție micuță, acea cupă mai mică, Swansea sub 23 cu Charlton, peste 2,5, 1.67 e cota. Și la Stirling cu Peterhead din Scoția, Liga a doua, peste 2,5 goluri, cota este 1.50. Prieteni, așa cum știți, s-au tras la sorți grupele campionatului mondial, iar noi pe site-ul pariuri1x2.ro vă prezentăm care sunt favoritele turneului care urmează să se desfășoare în vara viitoare în Rusia. Ne luăm la revedere în acest moment și ne revedem din nou mâine la ora 16, când misiunea 11 metri, apoi la ora 24, cu un pont pe zi. O noapte liniștită, baftă la pariuri!